Ziua 365. Cine știe dacă ziua de mâine va veni sau nu? Acesta este modul în care trebuie să trăiești. Fiecare moment trebuie să fie ultimul, așa că de ce l-ai trăi cu jumătate de inimă? Poate că nu vei avea ocazia să trăiești alt moment, așa că pune la bătaie tot ce ai, riscă tot ce ai, pentru că cine știe ce urmează. Așa se trăiește. Și când nu îți mai pasă de rezultate, devii un lotus. Trebuie să îți amintești de lotus iar și iar, ca să te adâncești din ce în ce mai mult în acum și aici, dar fără atașamente, fără să te agăți, neatins, fără viitor, ca să poți trăi total și fără trecut, ca să rămâi neatins. Odată ce se întâmplă asta, viața este extaz, extaz nesfârșit, infinit, etern.